Potrivit informării oficiale făcute de prefectură, din 26 februarie și până astăzi în județ au fost confirmate în total 568 de cazuri de COVID-19, cu 3 mai multe față de ziua precedentă. Până acum, 439 de hunedoreni s-au vindecat, fiind externați din spitalele în care au fost tratați, creșterea fiind una spectaculoasă, mai exact cu 208 mai mulți ca și cei raportați ieri. Pe de altă parte, 61 de hunedoreni au murit, dar niciun deces nu a fost raportat în ultimele 24 de ore. Prefectura mai informează că la momentul raportării 154 de hunedoreni sunt în izolare, cu aproape 200 mai puțini ca luni, alți 298 sunt în carantină, număr relativ similar cu cel anunțat în data de 11 mai. În ceea ce privește acțiunile de sancționare a persoanelor care nu respectă prevederile ordonanțelor militare, prefectura nu a anunțat dacă s-au aplicat amenzi în ultimele 24 de ore.